Bună seara, dragilor, bun găsim la Trăia cu Prof Online, iată ne la treabă la clasa A, 11-a. Da. Și vă era dor de Andreea, sigur vă era dor. Ne-ați mai auzit vocea. Altă dată și văzut-o la lucru, dar acum ea... N-a mai venit pentru că și ora nepotrivită, asta este unul din motive, nu așa, Andreea? Așa. Dă-mi la treabă. Deci. Să se calculeze limită din radical din n. Limită din radical din... La radical din n. Da. Supra 1 plus radical din n. 1 plus radical din n. Egal cu. Idei de la tine Nu mai spune titlul la infinit, că se subînțelege, nu? Limita atâta tot. Da, da. E, nu, noi scriem. Scrie, e în titlul la infinit, da? Da, hai să scriem. Bine. Păi, scoate pe radical din n factor forțat, la numitor. Da. Deci vine limită. Să începem de la infinit. De radical din n. Radical din n pe lângă. 1 supra radical din n. Da. Plus 1. Și... Radical din n pe radical din n. Ce ai până? Și ar fi 1 supra 1. 1. Terminat. Altă limită. A indice n este egal cu radical din n plus 1. Un șir, da? Da. A indice n egal cu? Radical din n plus 1. Subradical? Subradical, da. Da. Plus radical din n. Subradical din n plus 2. Plus radical din n plus 1. Limita acestui șir. Da. Deodată sunt dintre așa limite pentru n. Limită contentul de la infinit, de radical din n, așa. Pe lângă... Ce ai adică să faci? Păi nu mai merg. Scoate. Aș scoate un n subradical. Un n factor forțat aici. Da. Deci va vine limită. Limită contentul de la infinit, radical din n. Radical din n pe lângă... 1 plus 1 pe n. E bine? Da. Plus radical din n. Plus radical din n. Totul supra. Supra radical din n pe n. 1 plus 2. Plus 2 supra n. Da. Plus radical din n pe n. 1 plus 1 pe n. Așa. Și egal cu limită. Limită. Între n de la infinit din n. Radical dintr-o produsă egal cu radical din fiecare. Da. Deci radical din n, radical din ăsta. Da. Deci din radical din n. Radical din n, radical din 1 plus 1 pe n. Plus radical din n. Supra radical din n, radical din 1 plus 2 pe n. Plus radical din n, radical din 1 plus 1 pe n. Și acum se observă ce poți face? Da, un factor cu radical din n. Sigur că da. Deci limită pentru n. Limită pentru n de la infinit, radical din n, pe lângă 1 plus... Pe lângă radical din 1 plus da. 1 pe n și plus 1. Păi 1 pe n. Da, da. Da, e bine. Așa, totul. Supra radical din n, pe lângă... Radical din 1 plus... Plus 2 pe n. Plus radical din 1 plus 1 pe n. Da. Și radical din n. Radical din n. Și trecem la limit acum. Păi 1 pe n timp de la 0 și 2 pe n timp de la 0. Ar fi un radical din 1 plus 1, 2, supra 2, 1. 2 pe 2 egal cu 1. Ei, am făcut desfășurat ca să înțelegem. Da. Dar limita asta s-ar face așa. Rapid. Deci ar zice egal cu limită pentru n timp de la infinit și să vezi cum deodată mă duc aici. Scot pe radical din n, sar partea asta, că radical produsul, produsul radicalilor, și scot deodată pe radical din n în factor forțat. Deci vine radical din n pe lângă radical din 1 plus 1 pe n. Plus 1 pe n. Plus 1. Ai înțeles ce se întâmplă, da? Da. Supra radical din n. Pe lângă radical din 1 plus 2 pe n, plus
radical din 1 plus 1 pen. Asta, așa trebuie făcut, da? Și aici. Da? Și face 1 plus 1, 2 pe 2 și egal cu 1. Deci așa aș fi făcut-o. Nu aș fi făcut așa desfășurat, dar am făcut-o pentru înțelegere. Ești tu. Limită pentru n timp de la infinit. Da. Din radical din n pătrat plus 1. Supra radical din n pătrat plus 4. Plus? Plus n. Plus egal mai departe. Egal. Facem forțat, mergem mai repede. Da, da. Limite pentru n timp de la infinit. Din radical din n pătrat. Ai închipui că am scos n. Are n atunci. N în față, da? Deci vin n radical n. Din... Radical din 1 plus 1 pe n pătrat. Da. Supra n pe lângă radical din 1 plus 1 pe... Plus 4 pe n. Plus 4 pe n. 4 pe n pătrat. 4 pe n pătrat, da. Și plus? Plus 1. Plus 1. Și va fi 1 pe... 2. 1 pe 2. 1 plus 1, 2. Da. Altul? Limită pentru n timp de la infinit. Din radical din n pătrat plus n plus 1. Din radical din n pătrat plus n plus 1. Da. Minus radical din n pătrat plus 1. N pătrat plus 1. Totul supra? Nu e supra. Atâta, limitele astea. Ce idee ai? Am putea tot așa scade în faptul. Scoatem așa, de da. N pătrat. Ia să vedem ce se întâmplă. Va fi limită pentru N timp de la infinit din N pe lângă radical din 1 plus 1 pe N plus 1 pe N pătrat. Deci vine limită pentru n timp de la infinit, din n pe lângă, radical din 1. Radical din 1 plus 1 pe n, plus 1 pe n pătrat. Da. Minus radical din 1 plus 1 pe n. 1 plus 1 pe n pătrat. Da. N pătrat, da? Da. Bun. Face egal cu... Asta face 1. 1 minus 1, 0. Infinitul 0. Ce îți părere ai? Infinitul 0? Operație fără sens. Infinitul 0 operație fără sens. Nu poți răspunde aici. Caz de 0. Cum e 0 pe 0? Ah. Deci la mulțimi de 0 în infinit, operație fără sens, nu poți să știi ce... Uneori faci finit, alteori faci infinit, alteori... E complicat. Trebuie să găsim o idee aici. Ca să ieșim din încurcătură. Sunt funcțiile elementare. Limite fundamentale. Limite fundamentale, da. Da. Însă aici nu m-aș duce pe o limită fundamentală, ci un artificiu de calcul. Îmi trebuie un artificiu de calcul ca să mă scoate din încurcătura asta. Simt și rumajoran și nu te gândești, te gândești să prinzi ca într-un clește, da? Da, da, dar mi-e greu să fac asta. E urât exprimarea aceea, diferența cei doi radicali. Și atunci îmi vine minte conjugata. Ai A minus B, mulțumesc și sus și jos cu A plus B. Da. Ia să vezi ce faină. Deci era mai departe cu limită. Pentru n de la infinit. Din. Aici scăpăm de radical sus. Da, deci vine n pătrat. N pătrat plus n plus 1 minus n pătrat minus 1. Da. Supra radical din n pătrat plus n plus 1. Plus? Radical din n pătrat plus 1. N pătrat cu minus N pătrat și ar veni și 1 cu minus 1, N supra toată asta. Și egal cu limită, pentru N timp de la infinit, din N, N atât au rămas sus, da. Și jos, scoatem un N pătrat. Pe N pătrat, N în final. Da. N pe lângă radical din 1 plus 1 pe N plus 1 pe N pătrat. Plus radical din 1 plus 1 pe n pătrat. Și n cu n se duc și ar veni 1 pe 2. 1 pe 2, terminat. Alte limite? Ai văzut aici, chestia a fost foarte dificil. Da. Dacă te prinzi de treaba, să mergi. Dacă nu, te rog. Pentru n timp de la infinit. Aha.
prim radical din n plus 1 minus radical din n. Radical din n minus? N plus 1. Da. Minus radical din n, totul mulțit cu n la puterea p. N la? P. P. Unde p este număr natural. Așa. Tot cu. Conjugata ca să scăpăm de aici, egal cu? Egal cu din n plus 1 minus n, totul multiplie la p. Nu? Punem, hai să zicem, totul multiplie la p, da? Supra, jos? Supra radical din n plus 1 plus radical din n. Da. Și n minus, rămâne n la p. Deci limită. Da, limită de n plus 1 minus n. Din n la p. N la p, supra, scoatem p radical din n. Corect. Radical din n pe lângă radical, da, 1 plus... deci 1 plus 1 pe n. Plus 1. Plus 1. Și egal cu? Asta face... A, n la p e... Nu știu. A. Discutăm, o să discutăm. Da. Dar radical din n poate să zic n la 1 pe 2. Da. Deci limită. Pentru n timp de la infinit, din n la p, da, supra 1 și 1, 2, 2 ori n la 1 pe 2. Da. De n la 1 pe 2. Cum se împart două puteri care aceeași bază, că pe bază este din exponenții, deci egal cu limită. Pentru n timp de la infinit. Din n la 1 pe 2, dacă vrei, ori n la puterea, pe minus 1 pe 2. P minus 1 pe 2. Și aici aș avea o discuție. Autorul a spus că P natural. Eu aș fi lăsat P din Q. Dar să fie și mai interesant. Dar pentru că el zice P natural, hai să discutăm. Dacă P-ul este 1, nu, dacă P-ul este 0, vine n la minus 1 pe 2, deci pentru p egal cu 0, rezultă limită pentru n timp de la infinit din 1 pe 2, ori n la minus 1. Adică jos radical din n. Da. Că vine n la minus 1 pe 2, n la 1 pe 2 la anumitor, da, deci așa vine. Și acum 1 pe radical din n timp de la 0 limita asta. Face 0. Limita asta e egal cu 0 pentru că n-ul e jos. Da. Fiind ceva pe infinit, face 0. Dacă p-ul e egal cu 1, atunci limită pentru n timp de la... Va fi... 1 pe 2. N la 1 pe 2. N la 1 pe 2. Deci vine 1 pe 2 ori radical din n. Că n la... Da. Radical din n. Și când n tinde la infinit, radical infinit face infinit, face infinit. Când p-ul e 2 cu atât mai mult, face p-ul e 3 și mai departe. Rămâne radicalul sus. Deci pentru n, pentru p mai mare decât 0. Mai mare decât 0, sau mai mare egal cu 1, deci discuția așa trebuie să spune. Pentru p egal cu 0, limita este 0. Iar pentru p mai mare egal decât 1, limită din AN și R la care a fost dat, da, așa, egal cu plus infinit. Este o discuție după P. Bine, ar fost din Q, atunci luam când P e egal cu 1 pe 2, mai mare decât 1 pe 2, deși 1 pe 2, pentru că vine aici P minus 1 pe 2. Da. Și când P e egal cu 1 pe 2, vine N la 0, deci face 1, și atunci limita ar fi fost 1 pe 2. Dacă P-ul e mai mic decât 1 pe 2 sau mai mare ca 1 pe 2, urma o discuție frumoasă. Dar autorul a vrut un natural, așa i-am răspuns. Hai să vedem. Altceva? Limită pentru n timp de la infinit, din A la puterea n. Limită pentru n timp de la infinit, din A la n plus 2 la n. A la n plus 2 la n. N. Totul supra 3 la n plus 2 la n. Unde A este mai mare ca 0. A,
Unde A e mai mare? A este mai mare ca 0. Am ca A mai mare ca 0. Aici o să scoatem un factor forțat pe 3 la n. Știi de ce 3 la n? Pentru că se apare 2 pe 3, tot la n. Deci... și sus să scoatem pe A la n. Deci o să avem așa. Egal cu limită pentru n tinde la infinit, din A la n pe lângă, A la n pe lângă 1 plus 2 supra A tot la 3 la n, da, supra 3 la n pe lângă 1 plus 2 pe 3 tot la 3 la n. Egal cu? Egal cu A pe 3, așa ar face. Da, A pe 3 tot la n. Da, deci limită pentru n tinde la infinit din A supra 3 totul la n, ori limita părții a doua, da, limită pentru n tinde la infinit, da, din 1 plus 2 A supra 1 plus 2 pe A totul la n supra 1 plus 2 pe 3 totul la n. Așa. Mai știam că A e mai mare ca 0, da? Da. Hai să vedem dacă au între 0 și 1. Cred că așa trebuie să o luăm, între 0 și 1. O discuție trebuie să purtăm aici. Da. Ne întoarcem. Deci cazul întâi. Dacă A aparține de 0, 1, 0 deschis. 1 deschis, deci dacă A între 0 și 1 deschis, atunci avem, ne întoarcem la limite din nou, deci avem de calculat limită pentru n tinde la infinit din A la n plus 2 la n totul supra 3 la n plus 2 la n. Așa. Și egal mai departe cu, scoatem de data asta pe 2 la n în factor forțat. Da. Că au între 0 și 1. Da, și nu poate fi scoate pe cel mai mare. Da, pe cel mai mare. O să am limită. Limită pe 2 la infinit. Din. Din 2 la n. Pe lângă A pe 2 totul la 3 n. A pe 2 totul la n. Plus 1, da. Supra, scoatem 3. Nu, tot 2 la n ca să putem. 2 la n, pe lângă? Pe lângă 3 pe 2 totul la n, plus 1. 2 la n cu 2 la n simplifică, nu? Da. Și egal cu limită, pentru n tinde la infinit, din A pe 2 totul la n, da? Da. Plus 1, totul supra, 3 pe 2 totul la n, plus 1. Și cât face A pe 2? Totul la n, au subunitar, cu așa cum ar veni 1 și ceva. Un număr subunitar, baza e subunitar la infinit. Până are, cât crezi tu face 1 pe 3 totul la infinit? Face 0. Pentru că crește mai repede numitorul. Când e la a doua, la a treia, la a patra, numitorul crește mult mai repede. Da. Așa și A pe n, când n e foarte mare, ăsta îți duce la 0. Iar 3 pe 2 la infinit cât va face? Tot. Nu? Nu. E 3 pe 2 mare baza. Duce la infinit. Crește mai repede numărătorul. Deci va face 1, care a răspuns 1, e 0 plus 1, da, supra infinit plus 1, și face infinit plus 1, face infinit, ceva pe infinit face 0. Deci ceva pe infinit face 0. Da. Încă o dată. E subunitar. Subunitar crește mai repede numitorul, stinde la 0. Supraunitar crește numărătorul mai util, deși face infinit. Infinit plus 1, infinit. Ceva pe infinit face 0. Un număr pe infinit face 0. Asta când A între 0 și 1. Cazul 2. Când A egal chiar cu 2. Cu 1, pardon. Avem atunci limite. Trebuie să analizăm
A e mai mare ca 0, să schimbăm pe toate valorile, între 0 și 1, 1, 1 și 2, 2, între 2 și 3, 3 mai mare decât 3, deci avem discuții făcutate aici. Da? Deci eu să spun limite pentru n de la infinit, din a la n, cum este, plus 2 la n, supra 3 la n, plus 2 la n. Și egal cu limite pentru n de la infinit, din 1 plus 2 la n. Aici ce facem? Scoatem pe 2 la n. Pe 2 la n, dar trebuie tot pe 2 la n, nu? Păi, da. Dacă tot pe 2 păi la n. Păi, nu avem sus 3 la n, doar rămâne 1. A, egal cu 1. Dar trebuie să înlocuiesc pe 1, mă. Era 1 la n face 1. 1 plus 2 la n. 1 plus 2 la n, da? Da. Totul supra 3 la n plus 2 la n. Scoatem pe 2 la n factor forțat, da? Deci limită pentru n timp de la infinit. 2 la n pe lângă 1 supra 1 2. Pe 2 la n. Da. Plus 1. Totul supra. Supra 2 la n pe lângă 3 pe 2 supra n. Plus supra. 2 la n cu 2 la n. 1 pe 2 și 1 pe n 0. Deci duci la 0. La 0, asta este infinit. 1 la numărător și jos face infinit plus 1. E tot. Face tot, da, sigur, da. Deci pentru a egal cu 1. Cu alte cuvinte, puteam să închid pe a egal cu 1, că tot același lucru. Da. Cazul 3. Când a aparține de la 1 la 2. Deci avem între 1 și 2 limită pentru n de la infinit din a la n plus 2 la n. A la n plus 2 la n. Plus 3 la n. Supra 3 la n plus 1 la n. Scoate tot pe 2 la n în factor da. Forțat. Și face limită. Limită pentru n timp de la infinit. Din 2 la n. Pe lângă a pe n. A pe 2. A pe 2 totul la 3 la n. Plus 1. Plus 1. Supra 2 la n. Pe lângă 3 pe 2 totul la 3 la n. Plus 1. Așa. Și egal cu 2 la n cu 2 la n. Dacă este între 1 și 2, este sub unitară. Da. Și atunci e atin de la 0. Da. Apoi 0 plus 1 va fi 1. Supra infinit plus 1. Factor 0. Deci în situația asta. Acum mai departe să vedem între, chiar când e 2. Deci facem limită pentru a egal cu, da? A egal cu 2. Limită pentru n din 2 la n plus 2 la n supra 3 la n plus 2 la n. 2 la n plus 2 la n supra 3 la n plus 2 la n. Și egal cu limită. Tot cu 2 la n. 2 egal de 2 la n. Da. 2, adică zicem 2 la, 2 la n ori 2. Ori 2. Supra, scoatem pe 2 la n. 2 la n. Pe lângă 3 pe 2 totul la 3 n. Plus 1. Așa. Și rămâne 2. Ăsta 3 pe 2 va fi 2 supra infinit. Și va fi 0. 3 pe 2 totul. 3 pe 2 totul la n. Plus 1. Și 2 supra infinit plus 1. Și face tot 0. Tot 0. Pentru a între 2 și 3. Rezultă că avem. Limită pentru n de la infinit. Din a pentru 2 la n. Supra 3 la n plus 2 la n. Limită pentru n supra 3 la n plus 2 la n. Îl dăm tot pe 2 la n. Limită pentru n supra 3 la n. Din 2 la n. Pe lângă a se 2 supra 3 la n. Plus 1.
supra 2 la n pe lângă 3 pe 2. Totul la n, totul nu. 2 la n cu 2 la n. Este supramutară și a pe 2 la n și atunci va fi timp de la infinit și va fi infinit pe infinit. Care e caz? Care este caz în infinit. Deci nu mai scoatem acum pe 2 la n, ci pe a la n. Scoate pe la n, că e mai mare au. Da. E de la 2 încolo. Deci întoarcem aici, ne-o ducem pe situație. Dificilă. Deci o să ducem egal cu a la n. Primită. Din a la n pe lângă. A la n pe lângă 1 plus 2 pe a. A tot la n. Da. Supra, scoatem pe 3. 3 la n, hai să zicem. 3 la n. Pe lângă 1 plus 2 pe 3 tot la 3. Corect. A pe 3 tot la 3 n. Limită pentru n. Da. A pe 3 tot la 3 n. Limită pentru n de la infinit de 1 plus 2 pe a. Limită tot la 3 n. Supra 1 plus 2 pe 3 tot la 3 n. Da, și egal cu? Limită din a pe 3. Asta cât face aici? Acolo este 2 pe... Au, e mai mare decât 2, deci e sub unitar. Tind de la 0. Da. Aici la... Și 2 pe 3 tot la n tot. Și 1 pe 1? 1. Aici cât va fi? Păi a pe 3 este 2 pe si supra 1, e sub unitară. Sub unitară. Sub unitară. Tot la 0. La 0, deci vine 0, 1. Și dau cu 0. Da. Așa este. Deci observăm cât crește. Să vedem, mai vedem încă. Pentru a. Egal cu 3. A egal cu 3, ce se întâmplă? Limită. Pentru n din la infinit, din... 3 la n plus 2 la n. Și 3 la n plus 2 la n. Și scoatem pe 3 la... E aceeași fracție. A, e aceeași. Se ridică și face 1. Da. Deci, încă e 1. Când a mai mare ca 3, din 1 plus 2 pe a. Supra 1 plus 2 pe 3 tot la n. Asta este supraunitară. Acum e supraunitară. Fi infinit. Fi infinit, da. Este este subunitară și ar fi 0 acolo, 1, ori 1 supra 1. 1. Da. 1 pe 1, ori 1. În fiecare, nu face infinit. Infinit. Deci iată că pentru a mai mare ca 3 face infinit. Pentru a egal cu 3 face 1. Și pentru a de la 0 până la 3, până la 3 a făcut mare numai 0 tot timpul. Da. Da? Deci hai să spunem și noi. Limite, notăm cu AN și rul acela. Da. Deci fie AN egal și rul care l-ai avut A la N. A la N plus 2 la N. Supra 3 la N plus N. Limite din AN. Din timp de la infinit. Egal cu acolo rată. Rată va fi 0 pentru... 0 pentru, a, egal cu 0 pentru a aparține de la 0 deschis. 0 deschis, 3 deschis. Da. Va fi 1 când a egal cu 3. A egal cu 3. Și egal cu? Cu infinit pentru a mai mare decât 3. E terminat aici.
Eu ăsta l-am luat așa atent pe fiecare bucată, cu asta am învățat chestia asta că bază subunitară la infinit face 0, da? Subunitară face infinit. Deci ne-am dus acolo cu grijă și am sesizat acest lucru. Alte limite? Nu, acum am la determinați. Ia să vedem aici cât s-a dus, ca să trecem și să facem determinații numai pe fișierul celălalt. Da.